Alo? Se aude, mă? Da, mă, uite, se aude. Perfect. Bun. Bună ziua. Să rămână, dragi fetelor, sau drage fetelor. Salutări, dragi băieților. Eu sunt Casper. Sau Mihai. Sau cum vreți voi să mă lați. Da. Băi, ce se întâmplă? Ce e acest videoclip? Ce se întâmplă cu mine aici? Scuzați câinii de afară, scuzați în sunetele de fundal, buzăieli, chestii trestii, ideea e că se aude vocea și ideea e că capturăm aici o... că capturăm, că virgulă capturăm o imagine mai clasică decât clasică. Se mișcă foarte repede chestia asta. Stai să văd dacă mai știu să fac... stai, cum... Minecraft... PLZ. Uite, mai așa. Bun, da. Capturăm în momentul de față prima mea lume de Let's Play. Terabithia, Part 1, Sezon 1, care a fost, din păcate, neterminat. Bun. Ce vrea să semnifice acest videoclip? Pe scurt, mi-a venit... dintr-o dată, după citirea unui comentariu mai ciudat al lui domnul Lemon, o să-l pun pe aici, pe undeva, dacă nu uit, sau poate uit, sau să sperăm că nu uităm. Mi-a venit așa să fac un fel de video, info, chestie, trestie. Și am zis, bă, de ce nu să apăs și eu încă o dată pe F9-le ăla, F9, când pornești programul de înregistrare, într-o, cum vreți voi să o luați, gameplay sau info-video, în acest joc minunat, numit Minecraft. Ia uite, lag spice-uri, ia uite-le, da. Bun, hai să revenim. Sau măcar să începem, că nici măcar n-am început cum trebuie, nu? Bă, ce mi-a venit? Am ajuns și eu de la treabă, acasă, și deodată am primit o notificare pe Google, l-am pornit să citesc niște e-mail-uri de pe YouTube. Era ceva foarte mare, un cărnat lung de tot, cu un comentariu super interesant. Bă, și am zis, bă, hai să-i dăm cu read, e de pe YouTube. Hai să vedem despre ce e vorba. Am citit acolo, de la un domn Lemon, am spus mai înainte, am pus comentariul pe aici, sper că l-am pus, mă repet. Și acest domn Lemon îmi scrie aici, în comentariu, ceva detalii super interesante și ceva chestii care am sărit peste ele. În ce sens am sărit peste ele? Pentru că am mai primit acest gen de comentarii până acum. Acum nu vreau să se simtă cei care mi-au mai trimis genul acesta de comentarii prost și voi sunteți acolo și voi existați și voi sunteți cei mai tari, pot spune așa ceva. Pentru că cu timpul, parcă acel pahar care s-a golit cu totul de youtubereală, să o luăm așa, s-a umplut puțin cu puțin picătură și efectiv nostalgia sau euforia, cum vreți voi să o luați, în momentul de față, pardon, m-a cam luat. Datorită oamenilor care încă țin minte că există un anume Casper pe acest pământ glob sau pe acest YouTube și pentru că propriu zis de către voi sunt o legendă. Nu vreau să o luăm așa. Haideți să o gândim mai non-metaforic. Hai să o gândim de parcă aș fi doar un fost interesant om al... Mamă, uite așa. Deci chiar așa se puneau cuburile în jocul ăsta. Să-mi bag picioarele, da, și uitat. Un fost interesant om al societății YouTube România la partea de gaming. Hai să o luăm așa. Fiind acel old school băiatul care a fost. Da. Ce vreau eu să vă informez? Pentru că mă cam lâlâi. De fapt, de fel mă lâlâi, nu? Da, de obicei mă lâlâi. N-are nimic. E că știu că aveți răbdare. Dacă uitați la videoclipul ăsta, știu că aveți răbdare. Dar să fie pe scurt, să luăm cu începutul începuturilor. Cred că info-video-ul de dinaintea Let's Play-ului Saints Row 4 a fost destul de informativ.
De aceea m-am gândit să-l refac într-un anume sens, dar și updatat. Să vă explic din nou mica situație. Și aici o să fiu foarte, foarte deschis, dar și foarte, foarte nesimțit. Sper să nu se ajungă, dar pentru că suntem în societatea România, o să se ajungă la mici întrebări, mici discuții și mici chestii. Acum mult timp, cred că au trecut 2 ani, nu știu, eu am văzut acum când am intrat în lumea de Let's Play, că n-am mai intrat, nu știu dacă apare, nu mai apare. Am intrat de pe 25 ianuarie 2016 în lumea asta. Deci, dacă acum un an jumate a fost ultima oară când am intrat pe lumea asta de Minecraft, îmi imaginez că poate a trecut puțin mai mult timp, că știu că m-am lăsat de Minecraft înaintea Sims Row-ului și așa mai departe. Deci, acum mult timp, de ce am luat decizia să mă las de YouTube? E bine, au fost mai multe chestii la început. Prima treabă a fost o chestie din cauza contractului la care aveam partnership-ul, adică parteneriatul. Mulți dintre voi mi-ați scris în comentarii, aici vreau să fac o paranteză vis-a-vis de parteneriat, că eu am făcut YouTube din plăcere. Adevărul este că da, am făcut o parte din YouTube-ul meu din plăcere. Dar atunci când aveam câțiva între 14 și 17 ani, parcă, sau, na, cred că pe la 17 ani m-am lăsat, 18, da, cam pe acolo, vedeam altfel lucrurile ca și poziție de YouTuber sau ca și poziție de puști. Nu că aș fi mare acum, nu că ar fi o mare diferență, dar între timp, știți și voi, se mai schimbă lumea, maturizează, percepții diferite, țaca, țaca. E bine, atunci vedeam altfel treaba. Când mi-am luat prima sută de dolari, și asta fiind după 2 ani și ceva, parcă, din câte mi-aduc aminte, am cam răbufnit de fericire, știți? Am zis că, bă, e interesant, bă, e șmecher, uite mă, scos bani jucându-te la calculator, făcând căcaturile astea, de efectiv, apeși un buton, te plimbi, discuți, vorbești, rendezi, editezi, uploadezi și așa mai departe. Atunci creierul meu cred că procesa sistemul de mamă frate, hai să facem și mai mult. E bine, ca să dăm fast forward la treabă, am început să fac puțin mai mult bănuți ca să nu intru în detaliile care n-ar trebui să le spun, pentru că respect și colegii YouTuber care încă sunt acum pe YouTube, dar și respect ideea de privat. Am făcut și eu niște bănuți pe YouTube. Bănuți cu care vorba lui Lemon din comentariu și cred că, nu știu, o să fac cumva să-l pun într-un colț al videoclipului acesta ca să, na, să fie acolo. Nu prea puteai să-ți plătești gaze, chirii, chestii, trestii, să te întreții. Dar erau niște bani pentru un puș care erau ok. Bani de buzunar pentru că ai mei nu mă încurajau cu bani de buzunar. Am crescut într-o familie destul de faină în care la mine încurajarea pe parte monetară a fost mai mult prin muncă și prin ce sudoarea mea, nu prin, na, dăm tati un milion astăzi să ieși eu cu fetele sau băieți afară sau XYZ. Și m-am bucurat, a trecut ceva vreme, am făcut bănuți și apoi s-a întâmplat să închei contractul sau să nu mai îmi convină contractul. De ce? Aici închidem paranteza, așa a fost cam lungă, îmi pare rău, la contractul de YouTube. Eu mi-am dorit să găsesc ceva interesant, să fac cumva mai multe contracte, mai multe legături, mai multe nebunii, să încep să fiu poate puțin sponsorizat, poate puțin, nu știu, încadrat într-o mini societate acolo în care să poți să-ți faci un venit mult mai mare și să poți să trăiesc pe baza acelui venit. Doar că n-a fost ceva happy ending, a fost ceva mai mediu happy ending, să o luăm așa, pentru că dacă voiam să fac chestia asta, trebuia să mă upgradez la un alt sistem. Pe scurt, dacă voiam să continui ca lumea, YouTube-ul, o continuam, dar îmi trebuia un sistem puternic. Repet, acum că mă repet, destui bani nu s-au făcut,
nu mi-am permis să-mi iau un sistem puternic. Am apelat la ajutorul cuiva. Ajută-mă și pe mine. Am primit un refuz și atunci mi-a picat puțin cu tronc. Nu mi-a mai convenit, nu am zis că nu, că nu mai pot, că nu știu ce. Asta s-a întâmplat înainte să încep de ăsta serialul de Saints Row 4. Adică gameplay. Dar am zis hai să continuăm, hai să continuăm, hai să vedem, hai că poate putem, hai că putem, hai că facem, hai că dregem. Lag. Și cu Q cu Vai, la un moment dat au apărut altele. Am găsit ceva loc interesant de muncă. Era școala pe capul meu atunci. Am zis, bă, ce fac? Bă, cum fac? Nu mai am timp. Și, pe scurt, dat fiind că n-a fost o sumă de bani care a trebuit să mă ajute pentru a continua YouTube-ul, timpul și alte nebunii, am renunțat. Dar nu am renunțat într-un mod frumos. Asta apoi și o să o recunosc. N-am anunțat, n-am făcut, n-am... Parcă efectiv am lăsat foarte multă lume în spate. Ceea ce nu mi-a plăcut. Adică, practic, nu-mi place să dezamăgesc lumea. Și uite că am ajuns astăzi aici cu acest videoclip, infovideo. Acum, ca să înțelegeți, ca să faceți și o legătură cu ce reprezintă până acum, stați puțin că mai durează. Până acum infovideo cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Mi-am notat și aici câteva idei să le iau așa prin... Stați că eu dau cu mouse-ul în jos să mă uit în jos, dar de fapt eu trebuie să-mi... Stați puțin, să-mi atârn capul în jos ca să mă uit la hârtia asta aici. Ok. Deci, practic... Stai așa puțin. Așa. Practic am spus că renunț la YouTube. Și am zis că, bă, gata. Nu mai vreau să fac. Nu mai merge. Bă, uite, nu mai sunt bani. Bă, uite așa, uite așa. Și m-am dus pe un alt interes. Am zis, bă, ce pot să fac eu, uite, in the real life. Și de atunci până astăzi m-am chinuit să caut mai multe locuri. Și am ajuns astăzi să fac într-un fel ceea ce îmi place. Chiar îmi place. Să vă pun aici o poză. Eu cu un tovarăș, un coechipier. Da, cred că o să-i hașurez puțin fața și o să-i vedeți doar corpul, pentru că încă n-am vorbit cu el să-i spun. Bă, vezi că apari în video, poate te vede, nu știu, fractul. O să hașurez puțin. Și, da, aici vedeți un Casper în stânga și un tovarăș al lui în dreapta, care nu contează, dar ideea în sine, care lucrează la bar. Colaborez, în ghilimele colaborez, cu un restaurant. Am început să merg pe acolo, am văzut cum se începe treaba și am făcut o perioadă de practică. La băieți le-a plăcut de mine, mie mi-a plăcut de ei, am început să colaborez. Și ăsta nu-i jobul meu de zi cu zi. Practic, eu stau la birou. Nu în sensul de birou entertainerul ăla care efectiv bate în taste și se nervează că nu iese aia sau programarea aia sau nebunia aia, ci mă ocup practic de o parte de contabilitate, o parte de chestii de birou, da? Deci chestiile unei firme. Și între timp aveam ceva experiență la un domeniu de firme, pentru că mi-am deschis și eu o firmă. Am avut o firmă undeva aproximativ de 8-10 luni. Hai să zicem, până într-un an. O firmă pe domeniu floral. Am lucrat la un depozit de flori, unde eram la început un simplu cărăuș, apoi am urcat puțin, am început să înțeleg treburile și am învățat multe, multe flori. Deci, imaginați-vă, un Casper, YouTuber, care a învățat flori și acum împarte băutură. Deci stați puțin că trebuie să facem o legătură. Acolo, de acolo când am plecat, am zis, mai să pornesc o afacere și... capitalul, vă dați seama, capitalul banilor, nu era de ajuns, am pornit cu un prieten, am început, am făcut, am mers ceva, am învățat multe, ce înseamnă să întreții și să ții și să faci și firmă și așa, apoi am închis-o. Am închis-o, nu contează de ce. Apoi am început să colaborez cu acești băieți și așa am ajuns la ideea de acum și la ceea ce fac eu chiar în momentul acesta, în prezent. Lucrez la un birou, am grijă de facturi, la nebuneli, la alea, dar totodată lucrez și la partea de barman. În teorie, sunt acolo la birou, al lor, la restaurant,
mă ocup de evenimentele lor, de chestii, de trestii. Și când este nevoie de un om în bar, mă bag eu. Sau se alege printr-o, na, printr-o tombolă. Și mi-a plăcut. Și încă îmi place. Serios, e chiar super fain. Dar problema e următoarea. În momentul de față nu mai am timp. Sunt la un program atât de... nu-mi place întunericul. Am un program destul de nașpa. Nu mai am timp mai de nimic. Bine, să nu exagerez. Am timp și de viața personală. Am timp și să mai mă plimb sau să mai învăț una, două, trei chestii pe lângă. Doar că nu am timp să fac ceva de genul YouTube, pentru că încă nu am ajuns la un stadiu în care să fiu pregătit psihic, dacă mă credeți. Când eram mai mic și am început treaba cu YouTube-ul, am pornit ca o joacă și nu m-am așteptat, și de fapt nu mă așteptam, să văd că YouTube-ul de fapt e ceva serios. Și acum că am mai crescut puțin și am început să văd cum se mișcă treburile, ce se întâmplă pe aici, stânga-dreapta, am realizat că e ceva mai mult decât să pornești un videoclip sau să pornești un program, pardon, să înregistreze un joc și să menții fluxul ăsta de videoclipuri și să faci tot așa. E ceva mai greu de atât. Nu e chiar atât de simplu. O vedem de parcă ar fi easy treaba, dar nu e chiar easy. În momentul de față nu pot să vă promit absolut nimic. Vorbesc acum, nu pot să vă promit absolut nimic în sensul că nu acum. Dar sporul ăsta, paharul ăla, de-am vorbit de el cu euforia și cu toată energia asta pozitivă din partea voastră, mi-a dat de gândit. Și într-un fel sau altul, cred că aș vrea să fac ceva din nou pe YouTube. Dar nu știu ce. Pentru că am alte idei în afară de gaming, am alte chestii în cap, dar nu le pot încă organiza cum trebuie. Așa că acest infovideo cu totul este mai mult un videoclip de dinaintea videoclipului în care o să explic și o să dau niște date mai concrete când aș reîncepe o treabă. Acum vă spun sincer, nu o să încep o treabă cum eram full time data trecută. Full time însemnând că aveam câteva videoclipuri pe săptămână. Mai mult de 3-4 videoclipuri pe săptămână. Poate și unul pe zi dacă reușeam și eram bine cu program. Mă refer la ceva gen 2 videoclipuri maxim pe săptămână. Ceva de gen. Dar și alea ar fi interesante. Că de ce nu? Poate așa cu ceea ce am mai învățat între timp și ce am mai făcut, poate reușim să facem ceva mai de calitate. Mai rar, dar mai de calitate. Știți la ce mă refer. Acum, ca să vă spun sincer, altă treabă. Mamă, dacă te-ai mintit pe aici, serios. Oh, mâțe, stai. Ia uite mă, că încă e mai încăței și mâțe pe aici, că le aud. Oh, bă, nu-l aruncam mă până neatârnă, cop. Asta că se aude totuși prea tare. Într-un fel sau altul, acum... Ia-te, mă, chestiile astea. Ce faceți, mă? Așa, scuzați-mă, foarte ușor mă distrag. Așa, revenind la idee. Într-un fel sau altul nu știu dacă o să mă apuc cum mi-am propus eu acum în cap, ca lumea, cu un videoclip, uite așa, și uite unul așa, și o serie așa, și o chestie așa, și o grămadă de chestii care, dacă mă credeți, le-am cam mai scris din când în când pe aici, pe un carnețel, o hârtie, pe o chestie, o amintire, să le pun deoparte, că poate într-o zi îmi vine o schemă în cap. Așa, doar că nu știu cum să leg ideea. M-am pierdut, mamă. Uitați, vedeți ce se întâmplă? La un moment dat, când nu mai exersezi ceea ce făceai, nu mai ajungi să fii la fel de ok și la fel de bun. Lasă că poate mi-aduc aminte.
Revenind la o chestie care vreau să o notez imediat. De fapt, mi-am citit toate ideile de pe hârtie și nu mai am nimic. Acum, efectiv, construiesc chestii. Stai să mă gândesc. Da. Infovideo cu totul. Acesta, pe scurt, este să spun mulțumesc, primul și în primul rând, mulțumesc tuturor celor care au ajuns să-mi dea un punch, o picătură în pahar, știți la ce mă refer, o chestie, o trestie, dar și totodată celorlalți care știu că m-au ținut minte și că nu m-au uitat și suntem aici cu toții într-o alură de tip Casper vin înapoi. Și pe lângă mulțumiri, aș vrea să spun că poate, dar nu vă puneți baza în chestia asta, am zis doar poate. Băi, nu mi-aduc aminte unde am făcut chestia aia. Stați puțin. Cred că pe aici. Da, pe aici. Bă, iar mă pierd. Of. Vedeți ce se întâmplă? Fac o chestie așa și o chestie așa și mă pierd. Așa. Nu vă promit nimic momentan. Nu pot să spun acum, bă, mă apuc mâine și vă întrețin cu un videoclip, două pe săptămână legate de let's play-ul, gameplay-ul cu tărică. Dar așteptați-vă undeva, uite, iulie acum, 10 iulie. Așteptați-vă undeva prin mai încolo de septembrie, octombrie, noiembrie, nu știu, până la finalul anului acesta. Și e cam mult de așteptat, știu, dar parcă așteptați un joc, știți, apare trailer în 2016, în 2020 și a dat release-ul, știi, Black Ops 4. Așteptați, nu vă pun acum un punct limită, o chestie, o trestie, adică să vă spun, bă, uite, la ora X, în data X, încep, pentru că încă nici nu știu ce se va întâmpla. De ce? Că trebuie să mă pun la punct. Însemnând ce? Sistemul, pentru că încă puteți vedea, sunt, nu știu dacă puteți recunoaște, dar sunt pe același sistem și am pornit, credeți-mă, am pornit calculatorul ăsta prima dată ieri, după undeva la câteva luni de zile. Adică, efectiv, la calculator n-am mai stat, nu m-am mai jucat, n-am mai făcut nimic. Doar pe laptop, ce mi-am făcut din treabă, ce am mai făcut, niște chestii așa și poate maxim uitam la un serial. Primul rând trebuie să schimbăm sistemul și asta va fi necesar o chestie, nu știu, mai pe lung, adică o perioadă mai lungă, ca să punem și noi deoparte acolo niște funds, niște chestii, trestii. Apoi va trebui să înceapă, nu știu, un fel de program foarte stabil sau foarte instabil. Program stabil însemnând că ori știu exact că voi face maxim 1-2 videoclipuri pe săptămână, poate atât mi-ar permite timpul, sau poate și mai mult, depinzând de situație, ori un program nedeterminat. Adică fac unul azi, mai fac peste 3 zile, după aia pe 3 zile îl fac imediat următoarea zi pe 1, dar după aia mai pun o săptămână, deci ceva de genul. Pentru că încă nu știu cu programul acesta cum să mă contorsionez, cum să mă fac și eu în așa fel încât să, na, știți, înțelegeți. Trebuie să cizelăm puțin ce se întâmplă. Și, na, asta fiind partea a doua. Și partea a treia ar fi să încercăm să vedem ce facem cu canalul acesta. Pentru că canalul acesta e atât de vechi, e practic atât de inactiv, încât aș putea primi maxim 500-1000 de vizualizări la acest videoclip info într-o perioadă de câteva săptămâni. Ceea ce canalul acesta putea să, înainte să genereze un maxim de 20-25 de mii de vizualizări pe zi. Ceea ce, înțelegeți la ce mă refer, e foarte inactiv. Și eu mă gândeam să fac, nu știu, un canal nou sau să mă prezint cu un alt nume, dar n-ar fi fain. Sau o schemă, o chestie de genul, știți? Așa că până mă voi organiza și până voi face toate nebunile acestea, va mai dura. Dar, din nou spun, mulțumesc celor care mi-ați făcut, nu știu,
așa o euforie, o energie pozitivă în sufletel, să-mi descând din nou glasul pe aici, pe YouTube. Și aștept acum părerile voastre sau ideile voastre sau tot ce înseamnă, nu știu, feedback. Tot ce înseamnă feedback. Aștept